Bine v-am prieteni! Au și idioților rostul pe lume. Uneori spun adevărul. Și este cazul unui general rus, promovat săptămâna trecută de Putin, Da, acel comandant al uh, forțelor ruse în invazia din Ucraina, e un comandament special, o denumire destul de încurcată, i-a fost promovat la generalul uh, colonel, de Putin săptămâna trecută și la canalul oficial al Rusiei, canalul de televiziune, Rusia 1, el spune foarte clar, domnule, uite ca să punem lucrurile la punct. Războiul ăsta va mai dura. Nu pentru că există Ucraina, ci pentru că Ucraina este doar un pas către invazia Rusiei în Europa. Adică, da, trebuie să mergem în Europa des pentru că așa trebuie să fie, așa ne-am gândit de la început. Adică omul în idioțenia lui spune adevărul și foarte bine că există astfel de idioți, mai ales când sunt din partea Kremlinului, Pentru că acolo există o, o colcăială de asta violentă de un secol și jumătate, cel puțin împotriva Occidentului. Nu pentru că Occidentul ar fi împotriva Rusiei și o să explic imediat. Am povestit odată despre doctrina aia eurasianică. Da, adică, uite, o să încep cu mai recentul. Vă amintiți am aici. Dugin a publicat o carte, Războiul meu, Ucraina, răz, jurnal geopolitic. Cum traduce? Că noi avem traducerea în românește sau în engleză sau în franceză. De fapt este Moia Voina. Citeți de aici. Una dintre traducerile posibile în rusă a unei cărți îngrozitoare. Mein Kampf a lui Hitler. Moia Voina. Mein Kampf. Nici o diferență între între ambițiile lui Hitler și ambițiile lui Putin. Doctrina asta eurasianică, da, sau eurasiatică, sau eurusică, da, sunt o grămadă de denumiri, da, a pornit de la un tip senzațional în lingvistică. Noi l-am învățat la facultate, este, dacă vrei, creatorul, ce vrei tu, da? fonologiei. Celebru fonem, ăla cu care elevii din clasa a 8-a și a 9-a se tot chinuie, a fost cumva, o să pun între ghilimele, descoperirea lui. Adică, omul, un mare, mare lingvist, trubescoi, dar în același timp un destin care ne arată exact sufletul rusesc. De ce? Era prinț. Prinț, născut într-o familie nobilă, extraordinar, face facultate la Moscova, apoi la Sankt Petersburg. Un tip foarte, foarte dotat în filologie. Bun. Vine Revoluția Bolșevică, sărăcește și obliga să fugă prin Sofia, pe la Praga, acolo există școala de la Praga în lingvistică, apoi la Viena, unde și moare până la urmă, la Viena nazistă, în timpul naziștilor. Bun. Și în același timp în care fuge de bolșevism, are niște apucături, o să le spun eu, extraordinare, extraordinar de, de paradoxale. Adică fuge de bolșevici. În timp ce zice în felul următor, bolșevismul totuși este o șansă pentru, pentru Rusia Comunismul ăsta, bolșevismul, toate astea protejează Rusia de valorile europene Exact cum, și aici vine nebunia, zice după Berdiaev, filozoful ortodox, rus da, Exact cum jugul ăla mongol, chiar dacă ne-a făcut praf și pulbere, ne-a protejat totuși de valorile astea europene Noi nu trebuie să, să credem în valorile europene Adică a fugit de bolșevism, dar în același timp, bolșevismul apără Rusia de valorile europene și are, mi am și notat aici. Ce face trubescoi? Spune că Rusia, protejată fiind de, de europenitate, de modernitate, de fapt își protejează puritatea easian. Pentru că el spune așa, noi suntem un popor special, nu suntem nici europeni, nu suntem nici asiatici, menirea noastră este să aducem sub, aceeași, sub același capac, evident al Moscovei, toate națiunile slave și toate națiunile ortodoxe. Adică mai și tot ce găsești prin Europa și după aia, evident, dai apă la moară, Roma Jacobson, alt lingvist extraordinar, îi duce ideile mai departe ca să vină acum la Dugin și la tot felul de alți nebuni care spun, domnule, ok, sigur că luăm națiunile astea ortodoxe, națiunile slave sub, căpăcil, sub capacul ăsta de la Kremlin, dar oarecum ar fi să facem și acel spațiu comun eurasiatic, da, de la Vladivostok până la Lisabona, despre care eu tot povestesc, bun? Și noi să-l noi să gestionăm, pentru că e nenatural geografic, spune el, și, și geopolitic, ca americanii să fie în Europa. Nu, Europa în Europa trebuie să fie rușii. Pentru că sunt cele două mari puteri, da, de o parte și de alta Atlanticului, una e Statele Unite să rămână acolo, treaba lor ce fac cu Mexicul, cu tot felul de chestii, și cu America Latină, și noi să fim cu Europa. Noi rezolvăm problemele cu China, cum putem aici, în Asia, dar trebuie să punem mâna pe Europa. A fost o conferință la scopie a lui, a lui Dugin prin 2019. În 2019, în fața a sute de oameni care se credeau foarte deștept și cumva celebrați de, de presa asta naivă, dar și o să fac o paranteză de ce celebrați. În timp ce Dugin era interzis și era pe lista de sancțiune a Statelor Unite, Europa a spus, lasă-l că e băiat bun, are barbă, seamănă cu pop, se bazează pe pop, e ok omul și nu l-au inclus pe lista decât foarte târziu pe lista sancțiunilor. Și atunci omul cu trei Europa, inclusiv în România, cu Adrian, Stase, cu ăștia alți, da? să ne spună nouă despre beneficiile puterii ruse asupra noastră. Și la Scopie, a ținut un discurs fulminant, toată lumea l-a aplaudat. Culmea, într-o țară care a avut de suferit după bocancul ăla sovietic pus pe grumaz. Lumea uită repede. Lumea uită repede, inclusiv în România, inclusiv în Europa. Avem așa o naivitate de asta culturală. Avem impresia că dacă am deschis o carte și cu litere latine, niciodată nu o să vină chirilicele peste noi. E bine, chirilicele pot veni peste noi, da, generalul ăsta, care să revin la, la um, idiotul ăsta care a spus adevărul da, de, la, de la Kremlin, cel care a spus foarte clar, Ucraina este doar o treaptă, noi avem gânduri cu Europa, nu cu Ucraina. O război o va mai dura, va trebui să, să intrăm și în Europa. Bun, m-aș duce acum către naivii ăștia care aplaudă. Dar știți cum aplaudă? Ei nu aplaudă, nu spun, trăiască Rusia, trăiască Putin. Nu. Ei cumva fac o manevră de asta ca la, ca la biliard, în mantă. Domnule, americanii ăștia, uite ce fac. Lasă, domnule, și europenii. Uite ce fac valorile astea europene. Ne-am săturat, dar atenție, majoritatea, sau mulți dintre ei, ca să nu intru în statistici pe care nu le cunosc, sunt în Uniunea Europeană sau în Anglia sau în Statele Unite și de acolo vituperează împotriva Occidentului în care au plecat ca să scape de țările scăpate de subjugul sovietic. Înțelegeți? Adică se petrece un paradox incredibil. Dacă au văzut doi care s-au ținut pe mână, toată Europa este într-o stare de LGTBI. Da? Dacă au văzut doi drogați care stau acolo pe o bancă, toată Europa e drogată. Dar nu văd niciodată căderile de la etajul 12. Nu văd niciodată mizeria din Rusia, drogurile din Rusia, LGTB-ul din Rusia. Și atenție, nu pun pe același plan chestiunile astea pentru că. În timp ce discutăm despre libertăți Că ele sunt sexuale Sau de care vrei tu culturale Nu pot fi puse pe același plan Cu drogurile sau cu astea alte Le pun în același plan Legic Pe care Rusia încearcă cumva să-l arunce Ca occidentalul să fie dezamăgit De ce a ajuns Occidentul ăsta Dom'le ce bine era odată Ei bine, în generația tânără Nu prea vezi chestiunea asta Generația asta tânără care are de acum 20-25 de ani Vede oportunitățile Generația asta care se află în pragul, în pragul Pensiei, își vede și filtrează cumva prin, prin propria vârstă, toate nemulțumirile, toate frustrările. Doamne, ce fain era înainte? Dar era înainte fain pentru că era tânăr, nu pentru că era mai bine. Și atunci cumva. Dacă punem la oaltă și tot ce înseamnă, nu știu cum să le zic, tribunele astea extraordinare numite rețele sociale. Dintr-o dată proștii au prins glas Și există alt paradox Înainte proștii tăceau Înainte prostul stătea acolo Așa mai la marginea mesei Mai prin scaun, mai în spatele sălii Și încerca să înțeleagă Era un prost Da. Acum prostul a prins voce Și paradoxul este că Deși nu sunt mai mulți decât cei deștepți Sunt mai vocali și dau impresia de putere Dacă vă uitați pe, pe uh, Facebook că acolo e marea, marea masă a lor care urlă împotriva Occidentului în care trăiesc și din care trăiesc, o să vedeți cum proștii își arogă adevăruri absolute. Nu doar adevăruri absolute. Își arogă și libera exprimare ca fiind o bâtă pe spinarea alorlalți care au îndrăznit, nu știu, în timpul crizei să-și mai ia un job, în timpul pandemiei să se vaccineze, în timpul invaziei rusești să condamne invazia rusească. Și există un motor extraordinar, da? și nu mai este naționalismul, este suveranismul. Este un pic altceva. Naționalismul era, așa, o factură de asta istorică, cu tot felul de, de candelabre și de, mai știu eu ce, statui puse acolo, cum că, îi mari care au fost înaintea noastră și uite ce ne-au lăsat și ce mici și nevolnici suntem noi. Nu. Suveranismul vine cu altă notă mult mai, mult mai contundentă cu religia. Da? Adică, exact cum eurasianismul vine din Berdiaie, filozoful ăla ortodox, care era luat de val și eu îl bănuiesc și de, de, de mici complicități cu, 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 doctorii de la psihiatrie, adică i-au dat drumul înainte de vreme, Bun. vin și suveraniștii pe aceeași logică. Domnule, da, valorile noastre. Și se uită către Uniunea Europeană. Atenție, Uniunea Europeană care nu există într-un document al Uniunii Europene că s-ar fi bazat pe valorile creștine. Nu că ar fi rău sau că ar fi bine, nu vreau să comentez chestia asta. Dar nu există. Da? Din potrivă, s-a dus pe ideea laicității, pe ideea libertății personale, pe ideea oportunităților pentru toți și provocărilor la care trebuie să răspundem toți. Adică o unitate în diversitate, că până la urmă asta este formula uh, uh, explicativă. Ăștia alți vin altfel. Și spun așa, Domne, cum adică să nu, noi suntem creștini. Și în momentul când a spus că el este creștin, suveranistul, în momentul ăla își arogă adevărul absolut. Adică el spune Biblia în față ca și cum Biblia ar fi Constituție. Ai renunțat la Constituție. -ați, -ați, făcut din biserici, domnule, n-am mai văzut oameni din biserici în Occident. Și ce dacă? Nu, domnule, trebuie să fie ca la noi. Trebuie să fie ca la ruși, unde merg acolo, dau cu capul de pământ, să urcă popa pe, pe ăla de 30 de kg la 40 de ani, căci că așa trebuie să fie cap Iisus pe măgar în Ierusalim, da? și atunci toată lumea este fericită. În momentul când bazi religia și faci din religie o ideologie, în momentul ăla ți se pare că e câștigat. Pentru că o grămadă dau like, ai văzut-o pe doamna Intotero astăzi, ministra noastră familiei, ca să vină un pic în, în mutatism mutandis în mod evident și păstrând proporțiile, dar în actualitatea internă, un Doamne Dumnezeu, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, ajută-ne să învățăm bine, că e prima zi de școală. Ok, poți să o spui acasă, Doamne ferește, nimeni nu atentează la credința ta, dar să vii cu o pe o platformă oficială, că ești ministru al familiei, cu așa ceva, când partidul tău tocmai taie de nu știu câți ani, de 12 ani, acel 6% din PIB pentru educație care în lege, atunci mi se pare că încet, încet părți din anumite partide vor adera, evident, nu la eurasianism, dar vor adera la retorica asta suveranistă. Suveranismul răcorește. Are un merit, merit în extraordinar pentru proști răcorește. Ți se pare că dacă tu ești vinovat, mai este încă cum vinovat și nu e așa de mare vinovăția. Ți se pare că dacă tu ești sărac și mai există încă un sărac, bă, nu e așa de mare sărăcia. Ți se pare că dacă tu ești prost și mai este un prost, nu e așa de mare prostia. Suveranismul asta, asta, dacă vrei, asta vindecă rușinea de a fi prost. Suveranism te face dintr-o dată deștept pentru că pui lângă tine o grămadă de sfinți, mai pui trei popi, un sobor de popi, doi, trei politicieni, câteva cuvinte bine țintite despre valorile creștine, etc., etc., mai pui niște frustrări personale și ai rezolvat problema. Ăsta este pericolul în Europa de Est, care nu va fi niciodată pro-rusă, dar s-ar putea să fie antieuropeană exact pe narativele care vin de la Kremlin. Adică se cam împute treaba, tovarăș ar fi spus tovarășul Lenin. Da? Sau poate, mă rog, Stalin ar fi spus, i-ar fi pușcat pe toți. Adică, încet, încet, capcanele astea care vin, deja nu mai sunt băgate în seamă, chiar dacă vine câte un idiot de la Stara Cremin și spune adevărul. Băi, urmați voi! Urmați voi! Ucraina, o vedea cum o facem, dar urmați voi! Sunt curios acum ce comentarii se adună, mai ales pe Facebook, dar și pe YouTube, de la ăștia care mereu, când am spus despre Rusia, au arătat cu către americani, deși nu intrau în ecuație. Dar ei, ca să recorească, da, dar americanii, și când ai spus da, dar americanii, să nu uiți, fraiere, că dacă nu erau americanii, în primul război mondial, în al doilea război mondial, s-ar putea ca astăzi să fi vorbit o altă limbă, dacă mai aveai limbă. Da, e popa limba, nu așa se spunea?